Stimați colegi, v-am invitat să desfășurăm o ședință în astăzi dimineață, deoarece ni s-au solicitat avizii consultative pe marginea unor proiecte de acorduri, în vederea negocierii acestor acorduri. De ce v-am propus o agendă de cu 4 puncte. Dacă aveți careva propuneri în marginea agendei, vă rog. Timp n-avem. Deci, atunci cine este pentru această agendă, vă rog. Vă mulțumesc. Eu propun să începem cu punctul numărul 1, inițierea negocierilor asupra proiectului protocolului de amendare a acordului dintre părțile Convenției de cooperare polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare autovehiculelor, deoarece domnul secretar de stat de la Ministerul de Externe, de Interne solicită are o ședință. Pe scurt, să ne faceți o prezentare. Domnul președinte, eu v-am rugat, dacă e posibil. Vă mulțumesc că mult, domnul președinte, stimați deputați. De fapt, da, prin modificarea acordului respectiv, privind schimbul automatizării date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare autovehiculelor, se propune deblocarea aplicării acordului respectiv de toate părțile la convenție, atât între statele membre ale Uniunii Europene și statele terțe, au apărut întrebări legate de protecția datelor cu caracter personal la transferul transfrontalier acestor date. Se propune să fie prin decret protocolul de amendare, căci totodată se desemnează și se împuternicește delegația oficială a Republicii Moldova de a negocia acest protocol. Cine o conduce? Eu o să conduc delegația respectivă. Eu rog să ținem de la acestui. Este propunerea de a susține prin aviz pozitiv solicitarea Ministerului de Interne. Cine este pentru, vă rog. Mulțumesc, anonim. Eu mulțumesc, cu zimă. Succes. Te rog să mai ieși pe mine. Următorul punct din agenda noastră, eu propun să... Să ieși și să mă lași acolo. Să ne expunem... Din partea noastră. Ne pierde jeva aici. Închideți-mi și vă. Propun să ne expunem asupra inițierii negocierilor și aprobării semnării memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și proiectul memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova. Reprezentantul Ministerului de Finanțe este prin legătură online cu noi. Da, este și proiectul memorandumului. Am văzut din mai. Da. Victoria, ați transmis? Da, ieri a fost transmis la toți membrii comisiei. La toți membrii de comisie este transmis. Ministerul Finanțelor, două propoziții, vă rog. Ministerul Finanțelor, vă rugăm. Ne auziți? În câteva cuvinte ne expuneți, vă rog. Bună ziua, stimate domnul președinte al comisiei, stimați membri ai comisiei. Suntem de la Ministerul Finanțelor, Angela Bormanu, secretar de stat, și Elena Matveeva, șef direcție datorii publice. Și în atenția dumneavoastră reprezentăm proiectul decretul președintelui privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării memorandumului de înțelegere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, pentru marginea de proiectul memorandumului este înaintat în contextul deciziei adoptate de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind acordarea asistenței macrofinanciare țărilor în curs de dezvoltare și țărilor vecine în contextul pandemiei COVID-19, prin care la dispoziție Republicii Moldova este pus o asistență de până la 100 milioane de euro sub formă de fonduri. Memorandumul de înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară prevede o listă de acțiuni, condiționalități care urmează a fi îndeplinite pentru depusarea tranșei a doua de Uniunea Europeană.
sub formă de asistență macrofinanciară. Depozitarea prin tranșe este necondiționată și este posibilă după intrarea în vigoare a acordului de împrumut și memorandumului de înțelegere respectiv. Durata acordării acestui împrumut este de 12 luni, maturitatea împrumutului este de maxim 15 ani, rata dobânzii aplicată pentru fiecare tranșă va depinde de costul la care se va împrumuta Comisia Europeană în piața financiară internațională, iar dobânda va fi calculată conform estimației de față la data debursării tranșei. Obiectivul acestei asistențe macrofinanciare este de a diminua contribuțiile de finanțare externă, de a consolida poziția de rezervă valutară și de a sprijini Republica Moldova în gestionarea situației financiare actuale. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Da, stimați membri, comisie, dacă sunt întrebări, careva. Da, domnul Jeniț. Nu, votez. Care sunt condiționalitățile de bază? Care sunt condiționalitățile de bază, dacă ne le puteți enumera? Deci, ele sunt șase acțiuni care urmează să realizăm. Da. Prima condiționalitate ține de gestionarea finanțelor publice și care ar permite modificarea și eficientizarea cadrului normativ pentru achiziții publice, în domeniul achizițiilor publice. Vreo două automobile mai bune. Achiziții publice centralizate din sectorul sanitar. Pentru ca centrul pentru achiziții publice centralizate. Da, 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 înțeles, a doua. A doua este modificarea Constituției Republicii în Moldova privind Consiliul Superior al Magistraturii. A treia este eficientă îmbunătățirea eficienței Autorității Naționale de Integritate. La această etapă este propunerea de a susține solicitarea Ministerului Finanțelor. Cine este pentru, vă rog. Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Succes în negocieri. Următorul punct din agenda noastră este vorba despre inițierea negocierilor asupra proiectului acordului de grant întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind furnizarea de echipament medical în cadrul programului de dezvoltare economică și socială. Reprezentantul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. De grant, absolut sănătoși. Da, da, da. Sunt careva întrebări? La vot. Dacă e grant, în ce valoare este? Grantul e în valoare de $1,000,000. E bun și asta. На дороге не валяются. Чем есть пентру ассоциативные соличитали министерства дресса? Есть соличитали министерства экономии и инфраструктуры. Привен соличитали для виз консультатив. Мажене интерьер негоциерли negocierilor și aprobarea semnării memorandumului de cooperare între Republica Moldova și Organizația Maritimă Internațională privind participarea în schema de audit al statului membru acestei organizații. Oare scheme. Da, desigur. Reprezentantul Ministerului Economiei. Așa o formă, eu știu pe aici. La Marea Nord. În câteva cuvinte, ne puteți expune esența? Dar esența acestui decret privind la înțelegerea și formarea unui memorandum de cooperare dintre Organizația Maritimă Internațională și Republica Moldova este punerea în practică a unei scheme de audit în conformitate cu rezoluțiile din 2014 și toate statele membre ale organizației sunt supuse auditării din partea organizației. Prin decizia din 2018 a Consiliului Organizației
Republica Moldova urmează să fie supuse auditului în perioada septembrie-decembrie 2020. Toată flota noastră să fie? Nu este supus auditului flota, este supus auditului Agenția Navală, însăși cum noi implementăm convențiile internaționale. Noi am avut un preaudit anul trecut cu suportul Uniunii Europene. Deja, practic de un an de zile, atât agenția cât și ministerul încearcă să elimine o serie de neconformități care au fost stabilite anul trecut. Și primul pas, vedere... Având în vedere perspectiva de a avea acces la mare, cred că îl votăm. Nu sunt întrebări. Îi întoarcem pământurile înapoi. Cine este pentru a susține prin aviz consultativ pozitiv? Vă rog. Vă mulțumesc. Nu vreau acces la mare.